Deci, în România am observat că există un trend în care cinema la televizor, la fel de important ca un căcat, face o greșeală gramaticală, gen aia cu succesuri succese, GG Udrea, sau pe care, și după aia toată lumea sare pe ei ca și cum e inacceptabil așa ceva. Am crezut că e la mișto, că mi-a scris bună ce faci, frumos, liniuță. Ok, înțeleg o greșeală când o văd și de multe ori eu și mulți dintre voi în această comunitate de bulangii mafioți, spre exemplu, o facem intenționat. Gen, scriu mere sau acu sau aci pentru că e fun, nu din alt motiv. Dar se găsesc plebii, așa îi numesc eu pe oamenii care văd știrea, și cu toate că habar nu aveau până atunci că există gramatică măcar, reacționează ca un câine în călduri când văd o greșeală între ghilimele. Pe șaseaua DN1 nu tocmai a apărut o mașină care a făcut implozie cu... O mașină care a făcut... Pe care... Faza e că ei nici măcar nu au tangență cu așa ceva, ok? Spre exemplu, trendurile astea fac mai mult rău decât bine, deoarece iau așa. Presupunem că l-avem aici pe Marius666 Metin 3 MasterGuard 42. Și el periodic postează la fete pe Facebook chestii gen: a, ce faci pusi, ce frum ești tu astăzi, wink. Semin cu fata aia care o văzui asta seara în mall. Acum observați cum gramatica aceea corectată a rezolvat toată problema și Marius666 Metin 3 MasterGuard 42 aici de față este un exemplu de pur sânge eminescian. Vedeți, da? Acel pe care nu a rezolvat nimic, ba mai mult, a înrăutățit situația de sute de ori. Acum toate persoanele ok mental care fac o greșeală sunt luate peste picior de Mariusei, care a făcut... Pe care... Problema rezolvată, nu? Scuze pentru fiecare Marius care se uită la video chiar acum. Pare rău. Acum, nu fac persoana din coment proastă sub niciun fel sau nimica de genul, ok? Chiar pare de treabă, mereu vin la videourile mele, e super băiatul. Dar am găsit de-a lungul vieții, cum probabil și tu ai găsit, o groază de alte ființe care fac asta. Cucerește-mă cu textul. Iau așa, în cazul în care te regăsești prin oamenii ăia, nașpa. Dar în cazul în care ești de partea noastră, ascultă. Zice, crezi tu despre următorul scenariu? Avem un învățător și vecinul lui cioban, Voinea. Bre, vășânie, ai un pliculeț și ăla de zahăr, brei. Acum, spune-mi tu, care crezi că va fi răspunsul învățătorului? Haide, poftim niște timp. Te grăbi. Ei bine, răspunsul nici eu nu-l știu, pentru că nu știu dacă ar vrea mai întâi să-i răspundă împuțitului ăla. Dar sunt sigur că și dacă i-ar fi răspuns, nu ar fi zis asta. Dar vai dragă, vorbește mai elegant, te rog, dacă vrei să te bag în seamă măcar. Sunt sigur că nu i-ar fi răspuns asta. Și știi de ce? Pentru că nu se coboară la nivelul lui, ok? Acum, nu zic că nu poți să-ți corectezi prietenii din când în cât. Când e în scop educativ, e ok. Când chiar învață din asta. Dar când nu... Stai un pic, te rog frumos. Cumva ai zis prietenii în loc de prietenii. Ha, ce noob. Da. În oricare dintre cazuri, când corectezi pe cineva doar ca să te afli în treabă, îi total enervant și irelevant din toate punctele de vedere. Uite un mic test. Când se poate folosi limbajul corect strict gramatical și când nu? Ești la judecătorie, gata să-ți pierzi mașina, casa și curvele. Cum vei avea limbajul? Elevat sau nu? Da, normal că o să încerci să vorbești cât se poate de corect, că doar nu vrei să-ți pierzi fetițele. Testul 2. Ești în parc să spargi semințe, să bei o bere cu băieții. Cum vei discuta cu ei? Elevat sau nu? Nu, pula mea, cât de ești acolo ca să te distrezi, nu te crezi ducere de pula mea. Așa că vă rog, faceți un nou trend în care corectarea greșelilor să fie interzisă atât timp cât îi sub scopuri în total ineducative. Cel puțin până când există ceva extrem de grav, gen, habar n-am, vine Iohannis la TV și chiar vorbește mai rapid decât un autist mut. Glumesc. Dacă vrei să te iubească, arată-i cratima, chiar dacă unii zic bine că ești tu deștept. Și care final, poate mai există unii care sunt ceva gen, dar
Dacă n-ar mai fi trenul ăsta, proștii n-ar mai învăța ceva nou și ar rămâne proști, de? Încetul cu încetul se deșteaptă și ei, așa. Ok, pentru tine, ediție limitată, ultimul test. Răspunde la următoarea întrebare. Tu, pe persoană fizică, juridică și mai vrei tu, chiar crezi că o să îi ajute faptul că se pune pe înainte de care la mulsul boului de coaie? Sper că v-a plăcut videoul de astăzi și vreau să vă mulțumesc pentru că în ultima vreme ați fost grozavi. Canalul a explodat și asta e numai vina voastră. Nu uitați de abonați canalului ca să fii parte din legiune și ca de obicei pentru fiecare persoană care dă like la video, voi trimite eu personal nou iPhone 7S formatat cu jailbreak, totul moca, fără glume, gratis pentru tine. Alpaca King out. Repetă după mine. Am pierdut buletin. Stop! Auzi? Știi ceva? Păi sunt bun!